Bună seara și bine v-am regăsit la știri. Haideți să vedem care sunt principalele evenimente ale zilei. Construirea deponeului ecologic al județului Hunedoara întâmpină din nou dificultăți de ordin birocratic. O organizație non-guvernamentală din Cluj a contestat autorizația emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, deși pe parcursul emiterii acesteia nu au existat contestații. Deveanca Alexandra Marcu și tatăl său, Dan Marcu, au cucerit duminică cel mai înalt vulcan de pe planetă, Ojos del Salado, 6.893 de metri din Chile, după o ascensiune care a durat 12 ore. Podul peste Mureș de la Șoimuș, care face legătura dintre autostrada Deva, Sibiu și drumul național 7, a intrat în reparații de urgență, cel puțin pe hârtie. Și asta pentru că, deși de vineri, reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România au anunțat începerea lucrărilor, în această dimineață nici urmă de muncitori, dar nici de gropi plombate. Sfârșitul săptămânii trecute a fost unul cu siguranță dedicat teatrului. Hunedorenii au fost invitați duminică la Teatrul de Artă Deva la un spectacol extraordinar, Taina Mănăstirii, un spectacol al minții și al miracolelor, al luminii și al umbrelor. CSM Cetate Deva Trans Deva, ocupanta poziției a 10-a în Liga Națională de Handbal Feminin, a jucat vineri seară în fața propriilor suporteri cu ACS Corona 2010 Brașov, echipă situată pe locul al treilea. Despre toate acestea vorbim chiar acum în jurnal. Construirea deponeului ecologic al județului Hunedoara întâmpină din nou dificultăți de ordin birocratic. O organizație non-guvernamentală din Cluj a contestat autorizația emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, deși pe parcursul emiterii acesteia nu au existat contestații. După ani de zile în care s-au căutat soluții pentru amplasarea și construirea deponeului ecologic, după dezbateri și discuții interminabile și după ce i s-a schimbat locul de amplasare de câteva ori, la finalul anului 2014 se părea că mai toată lumea a căzut în sfârșit de acord cu ultimul loc ales pentru construcția acestui obiectiv. Astfel, la începutul lunii decembrie a anului trecut, s-a semnat contractul pentru deponeul din localitatea Bârcea Mare, care va fi amplasat pe locul unei foste unități militare. O organizație non-guvernamentală care se numește Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, cu sediul în Cluj-Napoca, a cerut însă anularea acordului de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în vederea realizării deponeului ecologic. Invitat la emisiunea Punctul de Vedere, administratorul public al județului Hunedoara, Dan Stoian, a explicat cum s-a ajuns ca instituția din care face parte, respectiv Consiliul Județean Hunedoara, să devină intervenient în proces. ONG-ul a dat în judecată Agenția Județeană de Mediu Hunedoara pentru că n-ar fi acordat avizul de mediu în condiții legale. Procesul a început. Noi am fost sesizați de către cei de la Agenția de Mediu că este acest proces. Am spus ok, ce trebuie să facem noi? N-aveam ce să facem că nu suntem parte procesuală. Însă cei de la Agenția de Mediu ne-au spus că ei nu au jurist. Atenție, discutăm de Agenția Județeană de Mediu, prelungirea Ministerului Mediului în teritoriu. Un minister care are mii de angajați, organisme intermediare. Și nu se găsea un avocat, un jurist care să le susțină cauzele. Procesul intentat de Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, aflat pe rolul Tribunalului Cluj, prin care a fost contestat avizul de mediu pentru deponeul ecologic, se va încheia pe 21 ianuarie 2015, când instanța se va pronunța. Deveanca Alexandra Marcu și tatăl său, Dan Marcu, au cucerit duminică cel mai înalt vulcan de pe planetă, Ojos del Salado, 6.893 de metri din Chile, după o ascensiune care a durat 12 ore. Alpiniștii deveni Alexandra și Dan Marcu au anunțat cucerirea vulcanului Ojos del Salado după o ascensiune care a durat 12 ore printr-o postare pe Facebook. Am ajuns pe cel mai înalt vulcan al lumii. Mulțumesc, România! Mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost alături, a scris Alexandra. Hunedoreanca, în vârstă de 16 ani, se află la cea de-a șasea expediție dintre cele șapte înscrise în circuitul celor mai înalți vulcani de pe fiecare continent și vrea să devină a treia alpinistă de pe glob care parcurge integral celebrul circuit.
Ascensiunea pe Ojos del Salado, situat la granița dintre Argentina și Chile, este apreciată drept una dintre cele mai dificile din lume, pentru că vârful se află în cea mai aridă zonă de pe glob, deșertul Atacama. Ojos del Salado, cel mai înalt vulcan al lumii și al doilea munte ca înălțime de pe continentele Americii după Aconcagua. Piscul este escaladat în mod normal din decembrie până la sfârșitul lui martie și face parte din circuitul Volcanic Seven Summits. Alexandra Marco este cunoscută pentru ascensiunile sale pe cei mai importanți vulcani de pe Terra. Deveanca este cel mai tânăr alpinist din Europa care a urcat pe Pico de Orizaba, Mexic, și cel mai tânăr român care a escaladat masivul Kazbek din Georgia. Vulcanul Ojos del Salado a fost urcat pentru prima dată pe 26 februarie 1937 de doi alpiniști polonezi, iar prima exploratoare din România care a cucerit vârful din inima Atacamei a fost Crina Cocopopescu pe 28 decembrie 2008. Cei doi alpiniști din Deva vor reveni în țară pe 6 februarie. Insolvență sau privatizare, acestea sunt cele două variante care așteaptă pe angajații complexului energetic Hunedoara. Cât despre disponibilizări sau angajări, încă nu se poate vorbi la modul concret. Liderii de sindicat negociază acum cu administrația și stabilesc ce vor discuta săptămâna aceasta cu ministrul energiei Andrei Gerea. Minerii și energeticienii sunt în derută, iar sindicaliștii și administrația caută să evidențieze câteva probleme cu care să se prezinte în fața ministrului Andrei Gerea. Insolvența, privatizarea sau disponibilizarea sunt luate în considerare în viitorul apropiat. Liderii spun care sunt acum șansele ca energeticienii să plece de această dată cu ordonanța. Cred că putem să vorbim de toate trei posibilitățile, însă niciuna nu este nici argumentată, nici susținută, nici motivată. În programul de eficientizare pe care l-a prezentat conducerea complexului energetic Hunedoara în urmă cu două săptămâni la Deva și ieri la Petroșani, sunt cuprinse 240 de disponibilizări din sectorul energetic, însă ca de fiecare dată, aceste disponibilizări sunt făcute ca și număr. Nu vine nimeni să ne vorbească și să ne spună care este motivul pentru care sunt reduse anumite posturi. Dacă acestea au fost excedentare până acum, cineva trebuie să spună și de ce. Sindicaliștii spun că planul de eficientizare dă bine doar în cifre, iar minerii sau energeticienii nu au nicio idee despre ceea ce îi așteaptă. Mai mult, privatizarea CEH este o utopie. Nu cred că în actualele condiții cineva poate să fie interesat de complexul energetic Hunedoara înainte ca guvernul României să aducă o schemă de sprijin, dar schemă de sprijin care să fie gestionată de profesioniști, nu de cei numiți politic care se află astăzi la cârma complexului energetic Hunedoara. Insolvența bate la ușă pentru că furnizorii de servicii bat și ei la ușa celor de la complexul energetic Hunedoara. Unii dintre furnizori chiar au cerut insolvența. Sindicaliștii încă nu pot vorbi de angajări. Putem să vorbim de angajări doar în condițiile în care clarificăm un viitor pentru complexul energetic Hunedoara. Planurile trebuie bine gândite și tocmai de aceea sindicaliștii și administrația CEH caută să întocmească un plan pe care să-l prezinte noului ministru săptămâna viitoare. Podul peste Mureș, care face legătura dintre autostrada Deva-Sibiu și drumul național 7, a intrat în reparații de urgență, cel puțin pe hârtie. Și asta pentru că, deși de vineri reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România au anunțat începerea lucrărilor, în această dimineață nici urmă de muncitori, dar nici de gropi plombate. Reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România au constatat că se impune ca starea șoselei să fie remediată, astfel încât șoferii să poată circula în condiții bune pe podul de peste 500 de metri. În aceste condiții, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a informat participanții la trafic că în urma unui control la lucrările efectuate pe DN76 la podul peste râul Mureș, în lungime de 562 de metri, încă de vineri au început lucrările de reparații, iar drumarii vor rămâne în zonă pentru a continua intervenția dacă este necesară. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat nici astăzi.
Frecvența degradărilor este determinată de vechimea îmbrăcăminții asfaltice, a condițiilor meteo specifice sezonului rece, cât și a traficului greu prin dirijarea acestuia spre și dinspre autostrada A1. Din acest motiv, CNADNR a solicitat antreprenorului să mențină o echipă permanentă pentru reparațiile curente necesare asigurării traficului, ultimele reparații realizându-se în cursul zilei de 16 ianuarie. Echipa de intervenție va acționa în continuare până la intrarea în reabilitare a căii de pod, atunci când normele tehnice în vigoare permit execuția de lucrări, respectiv luna martie 2015, a informat Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. Potrivit reprezentanților CNADNR, lucrările de reabilitare pe acest sector de drum se execută sub trafic, ceea ce conduce la crearea de disconfort și creșterea timpilor de deplasare. În ultimele săptămâni au mai avut loc lucrări de astupare a gropilor din șosea, însă carosabilul pe pod s-a degradat ulterior. Sfârșitul săptămânii trecute a fost unul cu siguranță dedicat teatrului. Hunedorenii au fost invitați duminică la Teatrul de Artă Deva la un spectacol extraordinar, Taina Mănăstirii, un spectacol al minții și al miracolelor, al luminii și al umbrelor. Piesa de teatru în regia și scenografia lui Marius Oltean ne invită să reflectăm la adevăratele valori și să mărturisim că singurul lucru care ne apropie de Dumnezeu este iubirea. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește. Ei bine, ce crezi? E nebună? Ori poate e perfect sănătoasă și e doar o mincinoasă? Ce ai hotărât? Încă nimic. Dar dumneata ce crezi? Eu? Păi da, o cunoști mult mai bine decât mine. Eu cred că nu e nebună și că nu minte. Taina Mănăstirii este o adaptare după Agnes, aliasa lui Dumnezeu, de John Pielmeyer. Regia și scenografia îi aparțin lui Marius Oltean și reușesc să ofere cu un minimum de elemente scenice o întâmplare crudă, adevărată, o fotografie a realității și, mai ales, provoacă spectatorul la meditație și îl obligă să își pună o mulțime de întrebări. Cu ce măsură să judeci și de partea cui să fii? Așa cum s-a văzut, este un spectacol psihologic, este o dramă, am ars cu toatele la o mare intensitate, ne dorim să fie și spectator mai mult, să împărtășim cu ei această emoție. A ieșit bine, vă mai așteptăm cu drag și la alte spectacole. Sincer, încă nu mi-am revenit din momentul dramatic, pentru că noi chiar trăim cu tot sufletul tot ce se întâmplă acolo pe scenă. Este o piesă de suflet, de trăire, de mare încărcătură, după cum ați văzut, emoțională, și sper că spectatorilor l-a plăcut. După reacțiile lor, se pare că da, și asta e cea mai mare mulțumire sufletească a noastră. De câte ori o să jucăm Taina Mănăstirii, vă așteptăm cu drag. Oricum, noi în luna februarie participăm cu ea la un alt festival internațional, am mai fost la unul, am fost nominalizați la secțiunea Cel mai bun spectacol cu acest spectacol, iar tânăra noastră, Adriana Sâncrean, a luat premiul la Junes. Spectatorii au trăit la maximum emoția acestui spectacol. A fost o piesă frumoasă, s-a jucat foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult piesa și mi s-a părut că tratează o temă importantă pentru noi toți. Minunată, deci actrițele au fost senzaționale, ne-a plăcut enorm cum au jucat, parcă a fost real totul și ne-a emoționat profund. Mi-amintesc și acum cum așteptam să văd cadavrul Mariei într-o chilie mică. Și privind la pereții albi și fără pată, mi-am zis: Dumnezeule, ce metaforă pentru mințile lor. Da. Și atunci mi-am dat seama că singura mea religie și singurul meu Dumnezeu sunt aceasta, mintea. Acești câțiva centimetri cu conțin tot ceea ce nu înțeleg eu în această lume. Înăuntrul acestei scoici de piele, oase și sânge se află adevărul absolut al tuturor lucrurilor. Dumnezeu nu e acolo. Dumnezeu e aici, înăuntru.
Samantha Cristoforetti, prima femeie din Italia care a ajuns în spațiul cosmic, a publicat pe contul ei de pe mai multe rețele de socializare o fotografie în care este înfățișată zona județului Hunedoara. Imaginea este realizată din Stația Spațială Internațională. Astronautul italian Samantha Cristoforetti a publicat pe contul personal de pe mai multe rețele de socializare o imagine inedită care prezintă zona Hunedoarei, fotografiată din spațiul cosmic. Prima italiancă ajunsă în spațiul cosmic la bordul Stației Spațiale Internaționale a explicat ce înfățișează aceasta. Districtul Hunedoara din România, cele 6 cetăți din vechiul regat al Daciei, sunt patrimoniu mondial UNESCO, a scris Samantha Cristoforetti, referindu-se la cetățile din Munții Orăștiei. Stația Spațială Internațională este o stație spațială experimentală aflată în spațiu. Ea poate servi ca spațiu locuibil pentru un echipaj, post de comandă pentru operații pe orbită în jurul Pământului și ca port de întâlnire și acostare pentru mici nave spațiale. Scopul pentru care este construită este studiul efectelor microgravitației și a menținerii vieții în spațiu și ca platformă de observație astronomică și a Pământului. Stația spațială este plasată pe orbită la o altitudine între 320 de km și 347 de km de pământ. Municipiul Petroșan este reprezentat de primarul Tiberiu Iacobriții, care are multe planuri pentru petroșeneni. Ce planuri sunt punctate anul acesta pentru petroșani, dar mai ales ce își doresc cetățenii, aflați din materialul următor. Municipiul Petroșani este cea mai mare localitate din punct de vedere al numărului de locuitori din Valea Jiului. Astfel, cerințele și dorințele cetățenilor sunt mult mai multe aici. În acest sens, primarul Tiberiu Iacobriții are o serie de priorități pe care și le-a propus să le realizeze în acest an pentru comunitatea petroșaneană. Trei priorități ar fi, în primul rând, accesarea cât mai multor fonduri europene pe proiectele pe care le avem în plan, fie că vorbim de anveloparea blocului, fie că vorbim de anveloparea școlilor din municipiul Petroșan, reabilitarea parcului Carol Schreter sau alte obiective pe care le avem în plan, reabilitarea drumurilor, în special din zona colonie, dar și alte zone acolo unde a fost introdusă deja canalizarea anul trecut, continuarea investițiilor în parâng, în domeniul schiabil și nu în ultimul rând, sigur ne dorim atragerea investitorilor sau, mă rog, dezvoltatorilor în zona noastră pentru a crea noi locuri de muncă. De cealaltă parte a baricadei sunt cetățenii. Aceștia sunt mulțumiți de cum arată orașul lor și de felul în care trăiesc aici. Însă sunt și locuitori care spun că există unele lucruri care ar trebui puse la punct ca totul să fie bine. Care sunt primele trei lucruri care ar trebui făcute anul acesta în municipiul Petroșani? O, multe treburi. Multe, mamă, multe, multe. Lumea e necăzită. E necăzită lumea. Primăria ce ar putea să facă aici? Primăria ar trebui să implice. Cum? Cu forța, cu puterea ei. Că se poate. Se poate, mamă, dragă, se poate. Străzile, în primul rând, că circulă foarte greu. În primul rând, ce trebuie? Trebuie ordine, curățenie, peste tot, mai ales în piață. Întâi drumurile. Ce s-a făcut până acum e foarte bine făcut. Unele străzi mai trebuie puțin asfaltate. Amenajările la, de exemplu, eu stau în aeroport și acolo este un pârâu. Pe acolo cred că ar mai trebui făcut ceva, că cu intemperiile astea care vin necontrolat de câtva timp încoace, s-ar putea să avem neplăceri. Curățenie mai multă, ca asta se vede în primul rând. Grijă de bătrânii pe la ziluri și mai multă atenție pentru învățământ. În primul rând, povestea din Parângul, care a rămas jumătate. Asta e prima, ca să se miște valea un pic. Normal, în general, e că am făcut totul bine, fiecare după posibilități. Mai mai multe verdeață. Astfel și în 2015, Petroșaniul va fi în continuă dezvoltare și prin proiectul de anvelopare a blocurilor, imaginea orașului se va îmbunătăți vizibil. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt.
Noi amenzi pentru șoferi, începând din 6 februarie, guvernul a emis normele de aplicare pentru ordonanța care îi pedepsește pe conducătorii auto care nu își țin micuții în scaune speciale. Copiii mai înalți de 135 de centimetri pot sta pe orice scaun din spate dacă poartă centura de siguranță a mașinii. Șoferul este obligat însă să le pună în vedere pasagerilor că trebuie să își prindă centurile când se află în autovehicul. Nerespectarea acestor reguli introduse recent va fi sancționată cu până la 5 puncte de amendă. Asta înseamnă în bani că amenda ar putea ajunge la 450 de lei, cam cât ar costa de fapt un scaun pentru bebeluși. Demersul instituției prefectului județul Hunedoara în vederea apropierii instituțiilor statului de cetățeni, început încă de la finele anului 2011, continuă. Astfel, instituția prefectului oferă posibilitatea cetățenilor județului de a se întâlni cu reprezentanții biroului teritorial Alba Iulia a instituției Avocatul Poporului. Cetățenii județului Hunedoara care doresc asistență juridică se pot prezenta la sediul instituției prefectului județul Hunedoara joi 22 ianuarie, începând cu orele 10:30, pentru a putea discuta cu reprezentanții biroului teritorial Alba Iulia a instituției Avocatul Poporului. Potrivit Casei Naționale de Pensii, indemnizația socială pentru pensionare a crescut din luna ianuarie de la 350 la 400 de lei. În scopul asigurării din luna ianuarie 2015 a plății efective a noului cuantum al indemnizației sociale pentru pensionari 400 de lei, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins demersurile necesare pentru ca plata diferenței de indemnizație socială să se efectueze în mod centralizat odată cu cea de-a doua tranșă de plata unor drepturi, respectiv plata drepturilor restante. Astfel, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii și al instituțiilor prin intermediul cărora se achită pensiile, diferențele cuvenite beneficiarilor de indemnizație socială ca urmare a majorării acesteia de la 350 la 400 de lei vor fi achitate până la sfârșitul lunii ianuarie, începând cu data de 23 a lunii. După vacanța de iarnă, sute de copii din județul Hunedoara s-au întors la școală cu păduchi. Aproximativ 200 de cazuri de pediculoză și 10 boli infecțioase și parazitare au identificat medicii școlari în unitățile de învățământ din județul Hunedoara. Din 40.000 de elevi examinați, au fost depistați 418 copii cu boli transmisibile. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, cele mai multe cazuri de pediculoză s-au constatat până acum în Valea Jiului 79, Deva 58, Hunedoara 48 și Orăștie 14. Ceea ce este de precizat este faptul că, de această dată, medicii nu au mai depistat copii cu râie. Pentru a menține o stare de sănătate corespunzătoare în colectivitățile de copii și tineri, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara îi sfătuiesc pe părinți ca la începutul anului școlar, cât și pe parcursul acestuia, dacă copilul prezintă semne și simptome de boală acută infecțioasă, să se prezinte la medicul de familie pentru stabilirea unui diagnostic și efectuarea unui tratament adecvat. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Continuăm jurnalul cu știrile din sport. CSM Cetate de Vatrans Deva, ocupanta poziției a 10-a în Liga Națională de Handbal Feminin, a jucat vineri seară în fața propriilor suporteri cu ACS Corona 2010 Brașov, echipă situată pe locul al treilea. În fața unei săli pline, Cetate Deva a început curajos jocul cu Corona Brașov, nevăzându-se pe parchet diferența de 7 locuri în clasament. Prima repriză a fost una echilibrată, niciuna dintre combatante nereușind să se desprindă, iar la pauză scorul a fost egal, 13 la 13. Cu toate acestea au fost înregistrate câteva inexactități în ceea ce privește arbitrajul cuplului Adrian Nacu-Adrian Rucoi din Târgu Mureș. Astfel, în minutul 22 se petrece o fază hilară, cum numai împotriva Devei se poate întâmpla. Cei doi arbitri suflă pași, incorectitudinea fiind vizibilă și din vârful cetății. În mod logic, Deva pleacă pe contraatac, în situație clară de a înscrie, dar cei doi fluierași decid că este oportună exact în acele momente ștergerea parchetului din semicercul celor de la Cetate. Mitanul secund începe echilibrat, dar în 5 minute, între minutele 36 și 40, Corona înscrie de 5 ori, fără a primi vreun gol și se distanțează pe tabelă, scor 19 la 15.
De aici începe cursa de urmărire a Devei și în minutul 51 Cetate se apropie la un gol, scor 21-22. În minutul 54 și 30 de secunde, Brașovul beneficiază de o lovitură de la 7 metri, ușor acordată, pe care a transformat-o Aurelia Brădeanu, capitanul echipei naționale, și totul părea pierdut. Cu un minut și 5 secunde înainte de final, Deva înscrie și scorul era de 27-27. Brașovul iese la atac și ratează, iar Deva are mingea. Antrenorii Cetății, Cosmin Hendrea și Ioan Ani Senocico, cer time-out când mai erau 22 de secunde de joc. Se revine pe teren și Mihaela Ani Senocico, după o combinație cu Carmen Cartaș, pătrunde, este blocată de adversare și totuși înscrie, când mai erau 5 secunde de joc efectiv. Și tocmai atunci s-a întâmplat ca arbitrii să tușească în fluier, expresia fiind cunoscută iubitorilor de handbal, și să nu valideze golul pe motiv de pași în fault, deși au fost în cursul meciului cel puțin 10 faze similare. Referitor la brigada de arbitri, trebuie făcute câteva considerente. Arbitrii mureșeni de vineri au condus regulamentul în mână și nu pot fi acuzați că au favorizat una sau alta dintre echipe. În schimb însă, au împins la extrem aplicarea regulamentului în unele faze, cum sunt cele descrise anterior. În urma acestor decizii, jocul Cetății fiind tăiat, în vreme ce, la acțiuni similare ale Coronei, arbitrii au fost mult mai flexibili. Să revenim însă la joc, la finalul căruia stările de spirit erau contradictorii. Tot supărat era și președintele celor de la Cetate, Marian Muntean, dar din alte motive. Domnule Muntean, vă felicităm pentru un punct sau ați pierdut două puncte? Am pierdut două puncte, după cum ați văzut. N-am înțeles arbitrajul ăsta, tot meciul. Totul, nu știu, o să-l analizăm la rece, dar eu cred că am fost dezavantajați de arbitraj. Îi puteam bate pe ăștia. Am revenit de la 4 goluri pentru ei și i-am încălecat. Asta e. Eu oricum îți mulțumit, s-au bătut, puteau mai mult... Natasha Cârniș putea să ajute mai mult echipa, dar asta este. Etapa viitoare, Deva joacă pe terenul liderului HCM Baia Mare, iar speranțele pentru puncte sunt minime, dar nimic nu este imposibil. Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Hunedoara a făcut cunoscute numele celor mai buni sportivi din județ, atât la disciplinele olimpice, cât și la cele neolimpice. Vedem în materialul următor care sunt cei mai buni sportivi ai anului 2014 din județul Hunedoara. Așa cum se așteptau cei apropiați de sport, topurile au fost dominate de participantele gimnasticii la discipline olimpice și de cei de la fotbal-tenis în cele neolimpice. Fără niciun fel de surpriză, primul loc la disciplinele olimpice a fost ocupat de gimnasta Andreea Munteanu, de la CNS Cetate Deva, unde este pregătită de Adela Popa și Ioan Coroiu, sportiva fiind componenta a lotului național de senioare cu care a devenit campioană europeană. Podiumul de premiere a mai fost completat cu alte două gimnaste, tot de la CNS Cetate Deva, fiind vorba despre Ștefania Stănilă și Ana Maria Ocolișan. Primii 10 sportivi hunedoreni de la disciplinele olimpice fiind Andreea Munteanu, gimnastică, CNS Cetate Deva, Ștefania Stănilă, gimnastică, CNS Cetate Deva, Ana Maria Ocolișan, gimnastică, CNS Cetate Deva, Laura Jurcă, gimnastică, CNS Cetate Deva, Andreea Iridon, gimnastică, CNS Cetate Deva, Oana Nicolaescu, judo, SMD Deva, Florentina Marincu, atletism, CNS Cetate Deva, Sorin Dobondi, box, CSS Hunedoara, Andrei Deliu, atletism, SCM Deva, Alexandru Bădeață, în not, CSS Hunedoara, și Simona Băncilă, tir cu arcul, SCM Deva. La disciplinele neolimpice, primele locuri au fost ocupate de participanții de la fotbal-tenis, locul întâi fiind ocupat de septupla campioană mondială Ana Maria Gherghel de la Comexim R. Lupeni, urmată în ierarhie de colegii săi de club Ana Maria Rizescu și Răzvan Vornicu, toți aceștia fiind antrenați de Dima Druncea. Primele 10 locuri în disciplinele neolimpice au fost ocupate de următorii sportivi: Ana Maria Gherghel, fotbal-tenis, CS Comexim R. Lupeni, Ana Maria Rizescu, fotbal-tenis, CS Comexim R. Lupeni, Răzvan Vornicu, fotbal-tenis, CS Comexim R. Lupeni, Letiția Bivolaru și Mariana Lica, fotbal-tenis, CS Comexim R. Lupeni, Gabriel Pârva, Kempo, CS Extrem Fighting Vulcan, Andra Daniliuc, karate, VKC, CS Heian Deva, Daniel Popovici și David Lica, fotbal-tenis, CS Comexim R. Lupeni, Valentin Bozan, taekwondo do ITF, CS Cobra TKD Deva, Alexandra Pop, karate, CSM Jiul Petroșani,
Robert Sebeși, Karate, CSM Jiul Petroșani. Festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi hunedoreni din 2014 va avea loc la o dată ce va fi stabilită ulterior. Potrivit meteorologilor, în județul Hunedoara, la noapte și mâine cerul va fi acoperit de nori și sunt așteptate averse de ploaie. Ce valori termice vor indica termometrele, aflăm din rubrica Meteo. Ploaie și burniță ocazională în această noapte. Minimele nopții vor fi de 1 grad Celsius în Petroșani, Petrila și Uricani. 2 grade vor fi în Hunedoara, Orăștie, Simeria, Călan, Hațeg și Gioagiu și 3 grade Celsius în municipiul Brad. Ziua de mâine ne aduce averse scurte de ploaie, vânt în general slab și maxime termice de până la 9 grade Celsius. Cel mai frig va fi în Uricani, unde termometrele nu vor indica mai mult de 6 grade Celsius. Și devenii au parte de o vreme schimbătoare, cu nori care vor lăsa ploi trecătoare. Minima nopții va fi de 2 grade Celsius. Mâine vântul va sufla în general slab, iar maximele prognozate pot ajunge până la 9 grade Celsius. Aici încheiem jurnalul de astăzi. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează rubrica Locuri de muncă vacante în județul Hunedoara. De la ora 19, Mircea Mihuleț vă așteaptă la punctul de vedere, invitat Ilie Toma, directorul Casei Județene de Pensii Hunedoara. De asemenea, puteți să ne trimiteți mesaje pe pagina noastră de Facebook Hunedoara TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o seară excelentă tuturor, la revedere!